știrile din tabloidele britanice au stârnit îngrijorare în țară și i-au dezgustat pe românii care trăiesc la Londra. TVR a mers acolo și a încercat să afle care sunt proporțiile acestei campanii de denigrare. Concluzia? Nu toată lumea ne urăște în Regatul Unit. Ce se ascunde în spatele acestei campanii de presă, ne spune Sanda Nicola în primul episod al serialului ei. Ca român trăind în Marea Britanie, vine un moment în care te simți obosit. Obosești încercând de unul singur să schimbi imaginea țării tale. Obosești să fii privit cu superioritate doar din cauza naționalității tale. Suntem tratați ca cetățeni de categoria a doua. Este confesiunea plină de amărăciune a Cristinei Irimie, editorul ziarului român în UK și a fost publicată în The Guardian. Privită de la București, situația de la Londra pare mai neagră decât oricând. The Sun spune despre noi că vom năvăli cu toți în regatul lor la 1 ianuarie și le aducem în dar numeroși germeni de tuberculoză. În mod firesc, românii se întreabă astăzi ce-i face pe engleză să uite la noi cu atâta antipatie. E dur spus val de antipatie. Toți cei care au cunoscut români au o mare simpatie față de noi. Avem foarte mulți prieteni aici. Joan Howe este analist senior la Economist Intelligence Unit și știe de ce limitează guvernul britanic accesul muncitorilor români și bulgari, pentru că a pierdut controlul asupra migrației. În 2004, englezii au estimat că vor veni în jur de 40.000 de polonezi la muncă în Anglia. Sunt peste 500.000. De frică să nu se repete istoria, tabloidele britanice pun acum sub lupă România și Bulgaria. Daily Mail și Daily Express au dat tonul. Themes, anti-immigrant theme, and not just in relation to Eastern Europe, but that's been a long-standing theme of these newspapers, the others have joined in, The Sun and what we call the gutter press. Nici politicienii nu pun mai mult preț pe ce scriu ziarele care ne-au făcut cu ou și cu oțet. Lordul Ardavs este președinte al Comitetului Parlamentar pentru Extinderea Uniunii. A fost de mai multe ori în România și spune că s-a îndrăgostit de Delta Dunării. Our newspapers are being a bit hysterical. I think if there are jobs here for people and only people from Romania and Bulgaria can fill them, then let's welcome Romanians and Bulgarians to do those jobs. Cu toate astea, românii pe care i-am întâlnit la Londra, indiferent de rangul social, se simt respinși. Culmea, tocmai în metropola care primește zilnic cu brațele deschise în jur de 1500 de noi imigranți. Eu ești un străin împuțit în țara lor, pentru că vii în țara lor și le iei banii, le iei munca și nu acceptă chestia asta. Este un fel de, cum poate putem noi numi în sociologie, un fel de moral panic, deci o panică morală vis-a-vis de emigrație, vis-a-vis de românii care vin aici. A fost o emisiune, nu știu, dar eu n-am văzut-o, cu orfelinatele. Și tot timpul se bazează cu chestia asta. Uite ce e acolo la voi în țară, copiii aceia mărâți. Cum să-i faci pe englez să uite imaginile cu orfanii noștri când știi că ororile s-au întâmplat? Nu sunt o invenție a presei străine. Bob Graham a fost de 55 de ori în România și tot de atâtea ori ne-a criticat foarte aspru. The story that we, the British press, focused on most of all was the legacy of the children left in the Liagans and the Commensby Towers, the orphanages and institutions. That was seen as a reflection on Romanian people. This was a people who didn't care for their children. Urmăresc așadar greșelile trecutului. Mâine seară la jurnal Sanda Nicola va aduce mărturiile sincere ale unor români care au intrat fraudulos în Marea Britanie și trăiesc acolo sub identități false. Teoretic sunt infractori, practic sunt cetățeni care contribuie substanțial la dezvoltarea societății britanice. Sute de români au intrat ilegal în Regatul Unit fără să aibă vize de ședere acolo, dar s-au angajat pe șantierele englezilor și au obținut permise de muncă. Mai mult decât atât, au asigurări medicale și plătesc impozite coroanei britanice. O anomalie a legislației engleze privită cu detașare de localnici, dar nu și de muncitorii noștri care trăiesc la Londra. Ei își fac semnul crucii când ies pe stradă și se roagă să nu fie deportați.
Când ești dat afară pe ușă, n-ai decât să intri pe geam. E valabil pentru cei mai mulți dintre românii care muncesc la Londra. Na Marina are o fată căsătorită cu un englez. A primit acum un an viză turistică pe o lună ca să vină la ea și n-a mai plecat. E conștient că la un control al poliției are toate șansele să fie arestat și deportat. Mi-ar părea rău dacă s-ar întâmpla treaba asta, dar ce să-i faci? Dar se poate veni și cu alte căi. Ce căi? Oh, multe. Românul e inventiv. Dacă taci, nu grăiești, cai alba te ieși de jăși. Un român inventiv ar fi Mitică din Sighetul Marmației, care a fugit din țară acum 6 ani. Prima dată s-a dus la Torino, unde a urcat într-un marfar către Anglia și a intrat în regată ascuns într-un vagon cu calorifere. Am stat 2 zile la boscheți, vai de capul nostru, fără bani, mâncare, nimic. Nu mi-e rușine să spun, căutam prin coșurile de gunoaie de mâncare seara, că nu aveam bani. De un an are actele în regulă și conduce o mașină scumpă. Costel Beraru este prietenul lui cel mai bun și el și-a pus mintea intens la contribuție ca să ajungă la Londra. A apelat la o rețea de falsificatori de acte din Spania ca să procure identități noi pentru el, soția lui și alți 3 amici. Costel a luat vaporul de la Calais din Franța și a intrat în Anglia prin portul Dover. Cine e Antonio Caruso? Eu, evident. Nu puteam, evident, veni fără viză în Marea Britanie. Am făcut acte de italieni. Probabil au fost făcute de un novice între ale actelor. Erau făcute destul de prost, editate, tipărite destul de prost. Dar poliția ei au avut... Nu s-au uitat. Nici măcar nu ne le-a luat din mână să vadă dacă chiar suntem noi în poză. Mitică și Costel locuiesc împreună cu alte 9 suflete într-o vilă modestă din estul Londrei. Cel mai tânăr chiriaș este Ștefan, băiețelul de numai 2 luni al lui Costel și al Alexandrei. Cel mai în vârstă e Nea Ion din Vișeu. Câtă vreme te recomanzi ca fiind cetățean al unui stat vest-european, poliția britanică te crede pe cuvânt și nu te mai verifică. Ceea ce noi am numit vulnerabilitatea sistemului de siguranță națională e descris de autoritățile britanice drept o dovadă că Regatul Unit e o țară liberă. In a free society, there's a limit to how much you can control borders. I mean, this is not Stalinism. This is a democracy. M-au legitimat, am spus că sunt Antonio Caruso din Italia, m-au verificat prin stație, evident, eram curat. La 2 oară m-a oprit home office-ul, la fel, m-a întrebat de unde sunt eu, la fel, am spus că din Italia, dacă cu ce echipă de fotbal ține, am spus Parma, prima care mi-a venit mai repede la gură. A scăpat. Paradoxal este că, deși n-au dreptul legal să se afle în Anglia, acești oameni au permis de muncă, asigurare medicală și plătesc impozite grase către statul englez. Patronii englezi nu verifică pașapoartele la angajare. Ei se fac că nu știu că angajaților sunt români, românii noștri au grijă să nu-i prindă poliția. We've also had a lot of people come here, often illegally, who've taken part in society, they work here, they contribute to society. I know several myself. They become friends. It's counterproductive as well because you create this shadow, you know, labour market, black labour market of workers working illegally in unsafe conditions. Cătălin știe asta foarte bine. Seara e ospătar într-un restaurant românesc, dimineața își pune salopeta și merge pe șantier. Stau fiecare dimineață, stau și mă uit să nu fie un control sau să fiu trimis acasă. Cred că ar fi, nu știu, cred că cel mai dur lucru care s-a întâmplat acum. Tabloidele britanice au scos de la naftalină tot felul de informații despre români, unele se justifică, altele însă nu mai sunt valabile de mult. Despre ce este adevărat din ce scriu ziarele de la Londra despre noi, mâine la Românii fac curte reginei.